unul, o minune care s-a întâmplat, minunica trecută. S-a făcut în biserica noastră de la Bruc, Andemur, o vindecare. Am de 10 ani, am avut astmă, am suferit foarte mult și Dumnezeu de duminică m-a vindecat și pot merge, nu mă mai obosesc, nu mă mai chinui să mă duc pe drum, să urc scările, să cobor și mulțumesc Domnului și Cerului că m-a ajutat și m-a salvat. De ce n-am crezut niciodată că voi fi salvată? Spuneți, vă rog, cum ați avut lucrare, cum ați simțit înainte, cum ați avut lucrare după? Am avut lucrare înainte de a fi botezată, că o să mă vindece de ceva. Și eu, fiind, având mai multe boli, nu eram sigur. După botez, m-am dus acasă, m-am dus la magazin să-mi fac cumpărături, am venit. Păi nu mi-au mai fost grele plăsile, nu mi-au mai fost bagajul greu, am urcat scările. Eram ca un copil. M-am simțit și am ajuns acasă, nici n-am putut deschide ușa și mă gândeam, Doamne, să deschid ușa, să-i mulțumesc, că n-am crezut niciodată că să mă mai întâmpla. Și la vârsta mea nu mai așteptam că să mai pot fi vindecată. E o vârstă mai înaintată un pic și... Spuneți de unde sunteți din România, spuneți. La Timișoara, Sulceni. N-am fost pocăită. Mergeam la biserică și am venit aici la Cărțile Daniel, la biserica din Bucarest. Și am îndemnat Dumnezeu să fac un legământ, care doream de foarte mult timp. Pocăința o cunoșteam din copilărie, nu era ceva de necunoștință. Nu eram în necunoștință de cauză. Cunoșteam despre ce e vorba și biserica. Cam toate lucrările ei. Domnule, și cum ne-am cunoscut și cum a lucrat Domnul? Cu fratele Daniel ne-am cunoscut având nevoie să vedem, poate avem ceva de lucru, poate nu știu ce. Și am văzut cu soția, mergea la microbus, să plece oamenii în oraș. Și am strigat după dumnealui. Cineva a spus că îmi face cunoștință cu dumnealui și eu am spus nu. De ce să-mi facă cineva cunoștință? Omul ăla nu face la nimeni rău. Eu mă duc să vorbesc cu el, de ce mi-a face? Și am strigat, Domnul Daniel, sunt toți zâmbind, gândești că acum îl văd zâmbind? Zice că da, zice, stați puțin, vă rog frumos. Da, zice. Și m-am dus la el și am spus, Domnul Daniel, uitați-mi, avem nevoie de o treabă și dacă se poate, ne ajutați să vedem cum o fi. Și atunci a ajuns sora Alexandra și eu spus că nepoțica mea e cu fetița dumnealor la școală. Și eu spus, uite, bunica lui Alia zice ce problemă are. Deci vedem cum o fi. Deci vin cu noi la adunare. Zic, dacă mă primiți, vin, bineînțeles. Și așa s-a legat între noi și totodată așa am ajuns să mă și botez. Că poate că cine știe cum era, poate totuși era, dar nu știu sub ce formă. Wow.